Ioan și bine v-am găsit la Jurnalul Economic, sunt Ligia Munteanu. Aproape de final, emoțiile de la alegeri și este timpul să ne uităm peste cifrele din buget care arată o situație complicată. Deficitul bugetar a ajuns la 5,81% din produsul intern brut la sfârșitul lunii august. Înseamnă o îndatorare de aproape 55 de miliarde de lei din ianuarie până în august. Potrivit Ministerului de Finanțe, mai mult de jumătate din deficit a fost pentru cheltuieli din pandemie. Veniturile bugetului au fost de puțin peste 200 de miliarde de lei, în cădere cu 1,4% față de primele 8 luni ale anului trecut. Cheltuielile au ajuns la 256 de miliarde de lei, în creștere cu 13,3% față de 2019. Deși la prima vedere cifrele arată rău, trebuie să observăm că la ambele capitole avem o îmbunătățire față de lunile precedente. Încasările din TVA au înregistrat în primele 8 luni o scădere de aproape 15%. Însă în august evoluția este ceva mai bună, o scădere de doar 5,3%. Cheltuielile pentru investiții au fost anunțate la 24,1 miliarde de lei, în creștere cu 27% mai mult decât aceeași perioadă a anului trecut. Revoluție la Dacia, producătorul auto român a prezentat a treia generație pentru Logan și Sandero. Mașinile sunt schimbate radical. În istoria Dacia, modelele Logan și Sandero sunt proiectate pe aceeași platformă tehnică cu actualul Renault Clio, ceea ce aduce o adevărată revoluție în gama constructorului. Cea de-a treia generație a modelelor Logan și Sandero va primi astfel, pe lângă noi caroserii, și acces la unele dintre cele mai noi tehnologii. Sunt schimbări cerute și de clienți, care cer acum mult mai multe opțiuni și tehnologii. La exterior, noile modele au fost redesenate. Reprezentanții Dacia spun că totul s-a schimbat la capitolul design, în afară de logo-ul mărcii. Modelul Logan arată acum mai dinamic, având parbrizul mai înclinat și geamuri laterale care se îngustează treptat. Pe de altă parte, noul Sandero are un aspect robust, cu aripi mai evazate. În plus, versiunea Sandero Stepway, descrisă drept un model recreațional polivalent, vine cu o gardă la sol cu 17 mm mai mare decât a modelului de bază și este mai bine diferențiat vizual față de noul Sandero. Se observă însă ușor că modelele Logan și Sandero sunt înrudite. O serie de elemente estetice ale noului Logan se regăsesc și pe noile Sandero și Sandero Stepway, printre acestea figurând semnătura luminoasă în formă de Y. Dacia a modificat și interiorul noilor modele. Planșa de bord a fost complet redesenată. Ecranul sistemului multimedia este de sine stătător și amplasat pe partea superioară a planșei de bord, pentru a fi mai ușor de urmărit de către șofer. Noile modele vin și cu o serie de noutăți: frânare automată în caz de urgență, detectorul de unghi mort, camere de marș arier, 6 airbag-uri, pornire automată a farurilor și a ștergătoarelor și frână de mână electrică. În ceea ce privește motorizările, Dacia renunță la cele diesel. Astfel, pe noile modele Sandero și Logan vor fi disponibile 3 motoare pe benzină, cu puteri cuprinse între 65 și 100 de cai. Cea mai puternică este de fapt o motorizare mixtă cu benzină și GPL. Acestea pot fi echipate și cu o cutie de viteză automată cu variație continuă. De asemenea, o premieră pentru constructorul auto român. Reprezentanții producătorului nu au spus încă dacă noile modele vor avea și motorizări hibrid, așa cum au Clio și Captur, cu care noile modele împart platforma tehnică. Dacia nu a anunțat încă prețul noilor modele, dar probabil acesta va fi ceva mai mare decât la cele din vechea generație. Anul acesta au fost semnate contracte pentru sute de kilometri de autostradă, drum expres și drum național. Compania de drumuri a acordat 20 de contracte de la începutul anului, iar multe dintre ele au fost câștigate de un constructor român, care a urcat astfel pe primul loc și în clasament potrivit datelor centralizate de economica.net. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a stabilit în acest an constructorii pentru 455 de kilometri de autostradă, drum expres și drum național, potrivit economica.net. În total, valoarea celor 20 de contracte semnate se ridică la peste 10 miliarde de lei. Datele arată că omul de afaceri Dorinel Umbrărescu a ajuns pe primul loc în clasamentul constructorilor după contractele câștigate în acest an prin firmele sale Spedition UMB și SANPE Construct, contracte de 4,75 miliarde de lei pentru execuția a 155 de kilometri de șosea rapidă. Cel mai mare contract câștigat de firmele omului de afaceri Băcăuan este cel pentru construcția a 30 de kilometri din autostrada Transilvania, între Nădășelu și Zimbor, în valoare de aproape 1,4 miliarde de lei. Tot el va construi și cei 12 kilometri ai lotului vecin Zimbor-Poarta Sălajului pentru 680 milioane de lei. Alte contracte câștigate de Dorinel Umbrărescu vizează construcția centurii Galați, două tronsoane din drumul expres Craiova-Pitești și lotul 4 din autostrada de centură București-Nord.
Potrivit economica.net, în topul constructorilor după contractele câștigate în 2020 urmează Astaldi. Compania italiană și-a adjudecat contractul pentru secțiunea 5 a autostrăzii Sibiu-Pitești. Construcția secțiunii de 30 de kilometri din cel mai important proiect rutier al României va costa 1,71 miliarde de lei. Podiumul este completat de o companie din Turcia, nou intrată pe piața din România, Nurol Insat. Constructorul din Istanbul a fost desemnat câștigător pe 3 mari contracte de autostrăzi din România, loturile 1 și 3 din autostrada de centură București-Nord și lotul Nușfalău sub placul de Barcău din autostrada Transilvania, cu o valoare cumulată de 1,5 miliarde de lei. În fața numărului tot mai mare de infectări, Slovacia și Cehia instituie din nou starea de urgență. Sute de cazuri sunt raportate zilnic de cele două state. Toate evenimentele sportive, culturale și religioase din Slovacia vor fi interzise de la 1 octombrie. Restaurantele și barurile se vor închide la ora 22, iar masca de protecție va deveni obligatorie și în exterior în cazul persoanelor care nu locuiesc în aceeași casă. Țara cu 5 milioane și jumătate de locuitori, Slovacia a înregistrat de la începutul pandemiei peste 9.300 de infectări și 44 de decese. Monedele de 1 și 2 eurocenți au zilele numărate. Comisia Europeană a început o consultare publică pentru a decide dacă acestea mai au rost în sistemul monetar european. Va fi o consultare pentru 15 săptămâni, deci vreo 3 luni și jumătate, în care se vor strânge argumente pro și contra. Comisia va decide la finele anului viitor dacă va mai păstra aceste denominări. Potrivit analiștilor, monedele de 1 și 2 eurocenți costă foarte mult pentru a fi fabricate. Depășesc valoarea lor nominală și emiterea lor de către băncile centrale înseamnă pierderi. În plus, rata lor de circulație este redusă și ajung să umple inutil borcane sub formă de pușculiță. Dispariția lor va aduce automat o rotunjire a prețurilor la 5 cenți. Și poate că retragerea lor este și o pregătire pentru inflația ce va să vină după valurile acestea de bani, în care monedele așa mici nu mai au de fapt relevanță. Piața imobiliară comercială din Statele Unite cade în cap. Dacă piața rezidențială se menține pe fondul creditării ieftine, pe spațiile comerciale se produce un șoc. La nivel general, în pandemie, valoarea a scăzut cu 27%, scrie News.ro, preluând Financial Times. Efectele se resimt pe piața obligațiunilor garantate prin proprietăți comerciale. Apar semne de întrebare legate de valoarea reală a hotelurilor, a mall-urilor și altor construcții care sunt utilizate drept gaj. Banca Wells Fargo estimează că proprietățile din Statele Unite au probleme, iar valoarea lor a fost revizuită în scădere, în medie cu 27%. Declinul valorii proprietăților comerciale poate afecta puternic portofoliile firmelor de administrare activelor care s-au implicat pe piața obligațiunilor garantate prin ipoteci în căutarea de randamente mai mari, într-o perioadă în care Rezerva Federală a indicat că va menține dobânda de referință aproape de zero, cel puțin până în 2023. Iar în contextul pandemiei, toate statele se uită la nivelul salariului minim. Dacă în unele țări acestea reprezintă foarte puțin, în Elveția ajunge o adevărată avere. Locuitorii orașului Geneva din Elveția au votat duminică în favoarea unui salariu minim de 23 de franci elvețieni, înseamnă 21 de euro pe oră pentru toți cei care lucrează în acest oraș, care este unul dintre cele mai scumpe din lume, informează France Press, citat de Profit.ro. Salariul minim garantat va ajunge astfel la 4.086 de franci elvețieni pe lună pentru 41 de ore de muncă săptămânal. Însă vorbim despre o raritate pentru Elveția. Geneva este abia al treilea canton din cele 26 care adoptă salariul minim după Jura și Neuchâtel, scrie Agerpress. În 2014, alegătorii au votat împotriva introducerii unui salariu minim pentru întreaga confederație. Iar Uber a câștigat o bătălie juridică cu privire la reluarea serviciilor sale de transport în Londra. Un judecător a anulat interdicția impusă companiei de ride-sharing de către Autoritatea de Reglementare a Transportului din capitala britanică și a acordat o nouă licență pe o perioadă de 18 luni. Autoritatea de Transport a refuzat să acorde Uber o nouă licență pentru 2019 din cauza repetării unor nereguli. Printre acestea, o deficiență a sistemului Uber, care a permis șoferilor neautorizați să-și încarce fotografii
fotografiile în conturile altor șoferi și să transporte în mod fraudulos pasageri în cel puțin 14.000 de curse. Compania din Silicon Valley spune acum că a îmbunătățit sistemul de verificare a documentelor, iar identificarea se face în timp real. Noua licență este însoțită de mai multe condiții convenite de Uber și autoritatea de transport. Primarul Londrei a avertizat compania americană că nu va ezita să ia măsuri în cazul în care Uber nu va îndeplini standardele necesare pentru protejarea pasagerilor. Iar pandemia a dus la nevoia de distanțare fizică și roboții ne pot ajuta mult la acest capitol. Restaurantele din Japonia au angajat deja roboți pe post de chelneri. Sună bine pe de-o parte, însă efectele pe piața muncii sunt complicate. O companie din California, controlată de gigantul Nippon Softbank, testează roboți pentru restaurantele din Japonia. Aceștia pot fi o soluție pentru a asigura distanțarea socială în timpul pandemiei COVID-19. În plus, îi vor ajuta pe patronii de restaurante și cafenele să facă față problemelor tot mai mari de pe piața forței de muncă din Japonia, care se luptă cu numărul redus de angajați disponibili și cu vârsta înaintată. Robotul, care se numește Servi, are mai multe rânduri de tăv și este echipat cu camere 3D și senzor LIDAR pentru a se putea deplasa. Reprezentanții SoftBank spun că noul robot va fi lansat pe piață în luna ianuarie, la un preț fără taxe de aproape 100.000 de yen pe lună, adică aproximativ 950 de dolari. Nu este pentru prima dată când SoftBank pune pe piață roboți chelneri. În 2014 a lansat robotul Pepper, însă modelul umanoid nu și-a găsit clienți global puternici. În 2018, firma a anunțat pe piață robotul de curățenie Wiz, care a avut un succes ceva mai mare. A fost vândut în peste 10.000 de unități în întreaga lume. SoftBank vrea acum să utilizeze Wiz pentru a preveni răspândirea noului coronavirus, iar Pepper, echipat cu senzori termici pentru a monitoriza temperatura clienților. Teste care vor diagnostica infecția cu noul coronavirus în doar 15-30 de minute și care vor costa 5 dolari bucata vor fi puse la dispoziția statelor cu venituri mici și medii. Anunțul a fost făcut de Organizația Mondială a Sănătății. Două companii farmaceutice și Fundația Gates au semnat un acord pentru 120 de milioane de astfel de teste care vor fi distribuite în 133 de state. Se estimează chiar că în viitor prețul acestora va mai scădea. Sunt deja peste 1 milion de decese din cauza noului coronavirus confirmate la nivel mondial după 10 luni de pandemie. În Venezuela, cadrele medicale care tratează bolnavii de COVID-19 sunt expuse în permanență infectării. În spitale mizere, fără apă curentă și fără echipamente de protecție, acești oameni încearcă să respecte jurământul lui Hipocrate. Sunt plătiți cu 4-5 dolari pe lună. Incluso podemos hablar de un mes y medio en el que no hubo un par de guantes para atender a un paciente. Ni siquiera en COVID. No. No habían guantes, no habían tapabocas. El día miércoles, ya cuando eran casi las 5 de la tarde, nosotros sin comer, sin tomar agua, sin hacer nuestras necesidades, porque eso implica tener que quitarte todo. Y de paso, cuando ya crees que todo está listo, no hay agua. Un médico le gana aquí, un especialista, le gana usted aquí 5 dólares al mes. Desde entonces estamos en esta situación de salud en la cual el personal de salud no gana nada. Y hasta los momentos, por ejemplo, el alquiler de mi casa todavía lo pagan. Aquí en el gastón de... Tuvieron compañeros que se llegaron a renunciar, a retirar del área y hoy por hoy volvieron por obligación de los entes gubernamentales. Para llevar eso para María García, que está arriba. Schimbăm registrul, noul model de iPhone se lasă așteptat, dar cu cât se apropie data lansării, apar tot mai multe date despre noua gamă. Va exista și un model denumit iPhone Mini. Pentru prima dată, compania americană va folosi numele de Mini pentru unul dintre telefoanele sale. Ar fi o reinterpretare a modelului SE pentru cei care preferă în continuare un ecran mai mic și un dispozitiv cu dimensiuni reduse. Compania americană a mai folosit Mini până acum pentru Mac, iPad și iPod, însă niciodată pentru iPhone. Denumirea de Mini a apărut pe surse, scrie Profit.ro, alături de gama întreagă de variații ale modelului. Denumirile au fost descoperite pe stickerele folosite de producătorii de carcase pentru viitoarele iPhone-uri. Vom avea o serie
compusă din 4 modele. Cel mai mic, ce va purta numele Mini, va avea un ecran de 5,4 inci, în vreme ce display-ul modelului iPhone 12 va avea 6,1 inci. Modelele mai mari, iPhone 12 Pro și Pro Max, vor avea ecrane de 6,1 inci, respectiv 6,7 inci. Ca și în anii precedenți, este de așteptat ca puterea de procesare și facilitățile oferite să fie direct proporționale cu mărimea ecranului. Modelele mai mari vor avea dotări mai bune, dar și prețuri mai mari. Seria iPhone 12 urmează a fi prezentată în luna octombrie, mai târziu cu o lună decât în anii anteriori, din cauza problemelor create de pandemie. Domeniul construcțiilor va fi puternic schimbat după adoptarea în masă a imprimantelor 3D. Tehnologia a avansat atât de mult încât acum este posibil să ai casa gata în doar 24 de ore. În California s-a înregistrat o performanță notabilă. O casă de 32 de metri pătrați a fost gata în doar 24 de ore cu ajutorul unei imprimante 3D. Constructorul a folosit o tehnologie nouă bazată pe un material unic din piatră sintetică care se usucă foarte repede sub razele ultraviolete, potrivit CNET.com. Generally, most of the companies that are doing on-site are using some form of concrete. And so oftentimes you'll hear them say that they can print in 24 hours or 48 hours, but then you read the fine print and you read that it was done over a matter of days or weeks. What we're doing is, because we have a unique material that cures close to instantly, is that we can actually print a 350-square-foot module in less than 24 hours. And that's actually 24 hours, not 24 hours over a matter of days or weeks. Este o evoluție surprinzătoare pentru că se deschide drumul spre producția în masă a acestor case, iar secretul stă în materialul folosit, iar uscarea imediată face posibilă printarea orizontală fără suport, ceea ce permite realizarea unor structuri complexe într-un timp mult mai scurt. Mai mult, compania a printat casa în fabrica proprie și nu pe teren, așa cum se practica până acum, iar asta a grăbit și mai mult procesul, în mare parte automat. Casa a fost apoi ridicată, transportată și așezată pe teren cu ajutorul brațelor unui robot. Firma livrează o gamă variată de case, însă momentan produc doar pentru clienți din California. Jurnalul economic a ajuns acum la final. Eu sunt Ligia Munteanu și vă mulțumesc pentru atenție. În continuare vă așteaptă la știri Teodora Tompea. O zi superbă!